Îl avem acum alături de noi pe reprezentantul unui dezvoltator cu 8.000 de apartamente vândute în 14 ani și proiecte în orașe precum Brașov, Constanța, Cluj-Napoca și Târgu Mureș. Este vorba despre Horațiu Buclea, consultant financiar Maurer Imobiliar. Bună ziua! Bună ziua! Haideți să vedem, în opinia dumneavoastră, sunt de bun augur modificările propuse pentru noua casă, atât pentru dezvoltatori cât și în cazul cumpărătorilor? Da, fără îndoială, aceste modificări sunt de bun augur atât pentru cumpărători cât și pentru dezvoltatorii imobiliari. Atât prin faptul că s-au majorat considerabil plafoanele de acordare pentru credite, de la valoarea de 70.000 de euro cât era până în trecut și faptul că s-a ajuns până la 140.000 de euro ca preț de achiziție, e clar un lucru bun pentru toată lumea, având în vedere faptul că, știu eu, datorită evoluției prețurilor în zona de imobiliare în ultimul timp, pe vechile condiții ale programului Prima Casă, clienții erau oarecum restricționați în a achiziționa imobile destul de mici ca și suprafețe. Poate pe vechile condiții un client se putea orienta către un apartament de maxim două camere ca să poată accesa prin Prima Casă. În schimb, acum, odată cu noile modificări, e clar că plaja de clienți eligibili pentru noul program este mult mai mare. Restricțiile erau chiar și mai mari când vine vorba despre proiectul O Familie, O Casă, care în schimb n-a ajuns niciodată să fie pus în practică la nivelul pieței. Da, așa este. Practic, anul acesta programul s-a modificat de două ori, asta fi a doua modificare a programului. Prima modificare care s-a produs undeva în martie nici măcar nu a avut aplicare. S-au adus acele modificări și de atunci programul a fost în stand-by. Nici o bancă nu a mai preluat dosare noi de credit. Rămâne de văzut dacă aceste noi modificări totuși se vor aplica anul acesta, mai ales că din plafonul alocat pe anul 2020 s-au accesat foarte puține fonduri. Ar putea să stimuleze noua casă și o creștere a suprafeței locuințelor care vor fi construite de acum în proiectele rezidențiale noi? Da, într-adevăr, este posibil să întâmple lucrul acesta. Mă gândesc că asta a fost și ideea cu aceste noi modificări, să impulsioneze cumva și construcția de apartamente mai mari ca suprafață și de asemenea ca acest program să fie accesibil și pentru clienți care au dorința de a cumpăra imobile ceva mai mari ca suprafață. Da, este foarte probabil ca unii dezvoltatori să ia în considerare acest aspect. Nu am însă siguranța că va fi în beneficiul clientului, pentru că un apartament mai mare vine automat și cu un cost mai ridicat al lui. Maurer Imobiliar, dezvoltatorul pe care eu îl reprezint, nu va crește suprafața utilă a apartamentelor, pentru că ne-am gândit o cu totul altă formă de maximizare a suprafeței dintr-un apartament, care să crească o calitate, să oferă o creștere a calității vieții clienților prin maximizarea spațiului de locuit la acea suprafață și fără costuri suplimentare pentru client. Sunt deja și voci care anticipează unele creșteri ale prețurilor în următoarea perioadă. Ce părere aveți dumneavoastră? E adevărat, sunt o serie de analiști care au speculat faptul că vor crește prețurile pentru garsoniere și apartamente de două camere, odată cu apariția acestor noi modificări ale programului. Însă, din punctul meu de vedere, consider că nu se va întâmpla acest lucru, din simplu motiv că aici banca practic va fi cea care va stabili solvabilitatea clientului, va stabili criteriile de încadrare pentru fiecare client în parte și practic o creștere neîntemeiată a prețurilor la apartamente din partea dezvoltatorului nu va face altceva decât să conducă la o reducere a vânzărilor. Considerați că ar fi necesare unele modificări și în cazul cotei de TVA de 5%?
Mai degrabă aș vedea o modificare a cotei standard de TVA de 19%, mai ales în special în a-l corela cu aceste modificări ale programului, pentru că în prezent TVA-ul de 5% se aplică pentru achiziția unor locuințe care nu depășesc valoarea 100.000 de euro, iar conform noilor condiții ale programului, o nouă casă, practic plafonul maxim ar fi de 140.000 de euro. Și în sensul ăsta eu aș vedea o modificare a cotei de TVA, astfel încât și cei care doresc să cumpere locuințe mai mari ca valoare de 100.000 de euro să beneficieze de TVA 5%. Există în momentul de față un proiect la Senat care vorbește despre ridicarea plafonului la 750.000 de lei pentru cota redusă de TVA. Da, ideal ar fi să se adopte această modificare cât mai curând, ca să aibă aplicare și pe noile condiții ale programului O Nouă Casă. Vă mulțumesc foarte mult pentru informații și pentru participare. Cu mare plăcere!